Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție Bezei Live. Știți foarte bine că aceasta este ediția noastră săptămânală cu Părintele Calistrat Chifan de la Mănăstirea Vlădiceni din Iași. Însă nu va fi doar atât o ediție săptămânală, ci va fi o ediție rară, pentru că alături de noi se află și domnul doctor Lucian Eva, managerul Spitalului de Neurochirurgie din Iași. De ce i-am adus în același platou pe ambii invitați? Pentru că avem un subiect foarte interesant. Vom găsi argumente pentru legătura dintre creierul uman și credința în Dumnezeu. Vom vorbi și despre punctele responsabile cu spiritualitatea, puncte ale creierului și cum, ce efecte poate produce rugăciunea asupra celui mai performant organ al omului. Bună ziua, sărbătoarea părinte, bine ați revenit la noi. Așa e firesc, mă, să fie cel mai. Am zis bună ziua, sărbătoarea. Delimitare clară. Părintele este un domn, ca să spun așa. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor domniei voastre. Și mulțumesc de invitație. Într-o companie atât de selectă, să spun așa. Așteptăm să aflăm niște răspunsuri mai mult decât interesante astăzi, mai ales că este o emisiune pe care o aveam noi în plan, noi, echipa BZI, de multă vreme. Cum funcționează lucrurile? Cum să le definim științific și laic? Să știți că între religie și știință nu este nicio diferență. E doar un alt mod de a vorbi despre niște adevăruri, cunoscute sau nu, pentru a fi înțelese pe diverse categorii. Religia se adresează maselor de oameni și explică niște adevăruri pe înțelesul tuturor. Știința vrea să fie un pic mai exactă, să intre în profuzimea lucrurilor, dar să știți că din punct de vedere al adevărului absolut, știința n-a ajuns la nivelul cunoașterii spirituale, dacă vreți. Este adevărat că din punct de vedere al dotărilor, dacă le vezi, care are ființa umană, creierul este cel mai minunat dar pe care l-a făcut Dumnezeu. Datorită lui suntem ceea ce suntem astăzi. Unde este situată spiritualitatea? Unde este sufletul? Sufletul se spune că este tot localizat la nivelul creierului, și anume în lobii frontali. În frunte, de-aia o să vedeți, oamenii care au fruntea mare au și, sunt și mult mai empatici sau mai spirituali, dacă doriți așa. Pentru că acești lobi frontali sunt implicați în tot ce înseamnă personalitatea acelui individ și legătura lui cu divinitatea, dacă doriți. Sau, cum spun fizicienii teoretici, cu eu superior, care e tot una, tot cu Dumnezeu, despre Dumnezeu se vorbește. Cu asta, spunând lucrurile astea, cred că am spus cam totul. Cred că a fi creștin, cum suntem toți, noi suntem un popor creștin, sau în fine, de orice altă religie, ai posibilitatea să fii mult mai aproape de adevărul absolut, de adevărurile spirituale, decât aplicând rețetele științifice. Medicina, oricât de dezvoltată este astăzi, nu vindecă decât carcasa, corpul și nu sufletul. Și cred că aici ar trebui să se ajungă, până la urmă, să știți că universul nu este dual, așa cum credem, cum crede știința, adică numai materie și energie. Este trial, așa cum spune și în Biblie, da? Cele trei entități. Pentru că pe lângă energie și materie mai există ceva, și anume informație. Da? Și ajungem la aceeași triadă pe care Biblia ne spunea de atâtea mii de ani. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile, părinte? Numai completând la ce a vorbit domnul doctor, spun așa, deci creierul într-adevăr este cel mai superior organ din om, dar trebuie să știm un singur lucru, ne-l arată Grigorie de Nisa și ne-l arată Sfântul Maxim Mărturisitorul. Până în clipa în care Dumnezeu nu s-a plecat asupra omului să sufle asupra lui suflarea de viață, creierul nostru uman nu s-a deosebit cu nimic de celălalt al făpturilor necuvântătoare. Pentru că avem găsit în Scriptură negru pe alb. El a zis și s-au făcut, el a poruncit și s-au zidit. Ei, pentru om personal Dumnezeu s-a suflecat
vorba părintelui Cleopac o folosea întotdeauna într-un mod frumos, l-a frământat din țărâna pământului, în acel pământ virgin din grădina Raiului, l-a văzut că este complet și aici, bineînțeles, voi face o singură separație în subiect. Dacă a citit cineva un atlas de anatomie și în special cei care studiază medicina, totdeauna am plăcerea asta să spun 25 de ani, pentru că 6 ani ești student, vreo 5-6 ești rezident, vreo 5-6 de-abia ești specialist și după aceea devii doctor primar și de acolo, dacă poți să mergi mai departe, alți ani poți să urci într-o etapă, nu neapărat științifică, cât de experiență profesională, ca să ajungi la vârful, să-ți dai cu părerea într-un domeniu care ține strict și mai ales a doua completare pe care o face domnul profesor, a doua completare la spusele domnului profesor, medicina, chiar cât ar fi ea de avansată și de evoluată, descoperă lucruri noi, exact cum și în Scriptură descoperim lucruri noi. Și peste 20 de ani, dacă vor veni alți exegeți sau alți tălcuitori ai Sfintei Scripturi sau alți asceți sau alți mistici, ei pot să aibă o interpretare mult mai sensibilă sau mult mai profundă sau mult mai eligibilă față decât cele actuale până astăzi. Știu-te de ce? Pentru că și teologia a evoluat în raport de descoperirile sufletești. Noi, când caracterizăm sufletul, domnul profesor a spus că stă în lobii laterali, privind din punctul de vedere al rațiunii, dar din punctul de vedere vital al Duhului, în fiecare celulă din trupul nostru există suflet, pentru că trupul despărțit de suflet nu înseamnă persoană. Deci o pot confirma și domnul profesor o poate confirma, atunci când lipsim un om de un picior sau de o mână sau de un organ, el simte că îl doare organul respectiv fără să-l aibă. De ce? Materia care lipsește nu înlocuiește sufletul care e complet. Deci noi când mergem la judecată nu mergem mutilați, fără un rinichi, fără o fiere, fără un deget, fără un picior, fără o mână. Noi acolo vom fi la vârsta bărbatului desăvârșit și a maturității de plin, așa cum a fost Iisus Hristos la 30 de ani. Ne arată toată patristica. Și când vorbim de omul lăuntric perfect, el este perfect pentru fiecare celulă. Deci dacă m-am înțepat în vârful degetului, creierul a luat informația. De ce? Pentru că are legătură cu ea. Și aici domnul profesor, care e specialist în această problemă, chiar ne poate face îndată și imediat și întrerup, ce frumoasă este această legătură între neuroni care au sistem cu tot corpul, ca o plasă, cum ar fi, să spunem, un sistem 4G sau 5G care acopere toată telefonia pe planetă sau din cosmos sau de unde vin toate informațiile ca să te poți conecta dintr-o țară în alta și la un telefon, la altul și la sisteme. Exact așa este și în corpul uman, o adevărată plasă imensă neurologică care ia legătura și ordinul fiecărui organ și îl transmite la creier, acolo pe cortex, și aici e interesant și domnul profesor poate să vorbească la infinit pentru că e în domeniu. Ce interesantă e scoarța cerebrală, pe care noi o vedem la RMN sau la tomograf ca un înveliș ușor și spunem adeseori, pentru că am ascultat diagnostice când mi-am făcut și eu anumite controle, cortex neinflamat, cortex normal, distanțe normale, lichid normal, transparență, ce mai spunea medicul acolo? Ei, și acolo în plasa aceea imensă de receptori pe creier, unde sunt puncte nervoase, acolo stă tot ce facem noi în fiecare clipă. Și de ce clipim, și de ce dormim, și de ce râdem, și de ce plângem, mâncăm, și de ce ținem minte, tot. Iar această informație toată o țin acești neuroni, exact cum mintea, prin partea rațională luată din punct de vedere filocalic, întreține tot sistemul informațional. Se spune după științe că noi folosim 10% din creier. Dacă nu ne uităm la televizor, dacă citim, dacă stăm numai pe Facebook, folosim poate și 1% numai din creier. Dar creierul este un infinit izvor de recepție pe care se poate spunea în altul Anania, mitropolitul Ardealului, că în închisoarea de la Iud, neavând pe ce să scrie, în timp ce își făcea poezii și texte pentru cărțile pe care le-a scris în calitate de om de cultură și litere, peste 15.000 de versuri pe care le repeta zilnic și să nu le uite, iar unde îi părea cu unul nu-i bun, îl repeta până îi schimba sensul și îl integra în memoria minții așa cum trebuie să fie corect, adică imprima poezia ca pe o carte, dar la nivel de memorie, tocmai această taină a memoriei este toată esența puterii acestea gânditoare care vine din minte. Am putea spune că mintea este computerul central
al vieții, dacă ADN-ul este harta a ceea ce însemnăm în orice făptură și în orice creatură, și spune acolo Scriptura, legea pusă nu o vor trece, iarba, iarbă, fânul, fân, ovăsul, ovăs, grâu, grâu, cartoful, cartof, pasărea, pasăre, leu, leu, omul, om, maimuța, maimuță și așa mai departe. Darwin a încurcat un pic hardul, dar s-a întors la realitate în timp știința. La fel și în sistemul ăsta al minții este atâta precizie pusă de Dumnezeu și atâta lucrare încât psalmistul David întreabă atât. Și cu asta cred că am concentrat ideea despre minte. Ce e omul că ți-amintești de el? E o făptură între celelalte făpturi. Este creierul Dumnezeul tuturor organelor, întregului organism? Mai mult. Da. E foarte frumos și elocvent, dacă doriți, ce a spus părintele. Eu pot să fac și eu câteva completări, dacă absolut îmi permiteți. Sigur. Așa este, celula nervoasă, care a reușit, culmea este să fie replicată din punct de vedere al componentelor celulare, nu reprezintă nimic dacă nu are informații. Dacă nu are acel suflu divin, nu face nimic. E o celulă ca toate celulele. Creierul ca atare este o rețea. O rețea de mii, de sute de mii de rețele interneuronale conectate între ele, interconectate între ele. Și așa este. În fiecare celulă, că este de la vârful degetului mic, de la piciorul drept, găsim aceeași informație ca și în celulele din creier. Asta datorită ceea ce numim astăzi în știința, în știință multifractalitate. Adică întregul cuprins în cea mai mică amănunt. Creierul în esență este un mic univers. Cercetările teoretice, ale fizică teoretică, astea încă nu pot fi demonstrate decât din punct de vedere matematic în momentul de față, arată că la nivelul grupelor de neuroni, celulelor neuronale, în jurul lor există un câmp neuronal. De ce natură este? Că este de natură electromagnetică, că este de natură cuantică, că este de natură multifractară, încă nimeni nu știe. Dar ce este, cert este că acolo se formează gândul. Gândul, cum spunea Einstein, este cea mai puternică forță din acest univers. Unde ți este gândul, acolo ești și tu. Orice modificare la nivelul cutiei craniene, de exemplu, în cazul unei cranectomii, după o diversie, un traumatism craniocerebral sau după, nu știu, o formațiune tumorală sau un accident ischemic la care a fost necesitat, a fost nevoie de a scoate o bucată de os pentru ca acel om să supraviețuiască, determină modificări subtile la nivelul câmpului neuronal și influențează inclusiv transmiterea informației în organismul respectiv. Acest este foarte important. De asta, cum spunea părintele, când ajungem la judecate, suntem întregi, într-adevăr. Pentru că informația sau sufletul, dacă doriți, depinde cum vreți să-i spunem, e cel care ține la oaltă toată această construcție numită ființă umană. Și întreg universul, de altfel, să știți. Însuflețit este și bobul de grâu, și grâul care crește, și, nu știu, și pisica pe care o ai în curte și are o rețea neuronală, să știți, care și trăiește, are și ea sentimentele ei. Există o inteligență a materiei, este Dumnezeu, există în toate. Sau, cum spunea, știți, în 1932, Max Planck a luat premiul Nobel pentru fizică cuantică pentru că a emis principiile acestei științe, fizică cuantică. Dar el își punea o întrebare simplă. Ce ține la un loc două celule? V-a spus această întrebare? Ele nu sunt unite. Există un spațiu intercelular care este demonstrat prin fizică, prin optică, prin microscopie optică sau electronică. Ce le ține la o altă? De ce nu zboară pur și simplu unele lângă celelalte? N-a reușit să demonstreze sau ce forță este, dar i-a spus matrice divină. Frumos. Această matrice divină există în corpul nostru, în tot universul. Iar noi, prin acest calculator, supercalculator, eu aș spune multifractal, nu este un calculator simplu, între ghilimele, numit creier, ne conectează la propria noastră, la propriul nostru univers, cât și la întreg univers.
avem capacitatea ca ființe umane, ca ființe în acest univers, să fim oriunde în lumea cunoscută sau nu, doar prin intermediul creierului nostru. Și ce se întâmplă dacă... Stephen Hopkins, care a descris legile ce guvernează găurile negre, a fost întrebat, cum ai reușit, cum ați reușit să descrieți? Și el a spus simplu, eu am fost acolo. Și am văzut. Ce se petrece în mintea ateilor, dacă putem fi oriunde Dumnezeu, și putem gândi orice? De ce nu trece acea barieră? Dar nu există ateu. Noțiunea de ateu nu există. E doar o falsă imagine, că e o falsă iluzie că acea persoană este ateu. Nu există noțiunea de ateu. E doar o... nici măcar blasfemie. Este doar o iluzie. Foarte interesant să știți, creierul nu face diferența între realitate și imaginație. Dar nu în sensul în care nu face diferența între un pahar și o cameră video, de exemplu. Ci doar dacă își imaginează ceva, își va crea rețele neuronale noi, atât de puternice, încât sunt capabile să transforme realitatea din jurul lor. Și aceea persoană chiar să creadă, să fie convinsă că așa este. Ceea ce nu înseamnă că este cu adevărat real, să spun așa, în planul fizic. Pe de altă parte, ceea ce nu știm că există, nu înseamnă că nu există. Și s-a demonstrat de curând existența materiei negre, cum o numesc cercetătorii, sau existența gravitației pe undele electromagnetice, ceea ce a prezis Einstein acum câteva zeci de ani în urmă. Deci, vedeți, lucrurile, din punct de vedere științific, evoluează, dar evoluează în același sens. În sensul în care ajunge către spiritualitate, e adevărat un pic mai greoi. Noi nu descoperim nimic din ceea ce nu există încă. Nu facem decât, știința nu face decât să mai deschidă o fereastră, care poate este pe drumul genunchi, sau să o închidă. Oale cuvinte, pe aici nu mai treci, că s-a cercetat acest domeniu din punctul ăsta de vedere. Cam astea sunt astăzi, cel puțin la nivel de cunoaștere, ceea ce știm despre creier. Nu știm multe despre creier. Folosim sau nu 10-20% din capacitățile creierului? Cel mai probabil că da. Pe de altă parte, nicio zonă din creier, anatomic vorbind, nu este nefuncțională, să știți. Sunt niște studii recent făcute vis-a-vis de o hartă, dacă vreți, a creierului din punct de vedere al cuvintelor. Și s-au făcut studii de RMN funcțional, RMN 3 Tesla, funcțional, pe subiecți care au fost întrebați sau, în fine, rugați să rostească cuvântul mamă sau să se gândească la cuvântul mamă în timp ce stau în acel aparat. S-au activat tot creierul. Ce frumos, da. Da? Tot creierul s-a activat. Nu numai o simplă porțiune din creier, ceea ce modifică profund cunoștințele noastre vis-a-vis de locul memoriei, de exemplu. Că da. Noi aveam, știam, așa am învățat că memoria, cel puțin cea imediată, este într-o zonă din creier numită hipocamp, o zonă foarte mică, făcând parte din sistemul limbic, dar în fine, nu intrăm în amănunte. Pe când, studiile recente arată că activarea creierului, în momentul în care rostesc cuvântul mamă, este în tot creierul. Dacă vreți o analogie cu internetul, e ca un motor de căutare. În momentul în care îi dai o căutare pe Google, va accesa toate site-urile respective. Așa face și creierul. Când caută ceva, îmi spui un cuvânt, el caută în toate fișierele pe care le are, semnificația sau, în fine, ce informații are despre acea noțiune, acel cuvânt. Dacă extrapolăm lucrurile din punctul ăsta de vedere și ne ducem spre partea medicală, că probabil pe foarte multă lume interesează. Când am spus că medicina, știința, nici pe departe n-a ajuns, nu poate să ajungă atât de repede sau la nivelul cunoașterii spirituale, sau când va ajunge să facă lucrul ăsta, va fi exact ca în povestioara lui Isaac Asimov, în care
omenirea, fac un mic rezumat, omenirea ajunge la un nivel, în fine, tehnologic, când își pune întrebarea dacă există sau nu există Dumnezeu și atunci hotărăsc toate națiunile să construiască un supercomputer care să răspundă la această întrebare. Și în fine, îl construiește și când se pune întrebarea, adresează întrebarea supercomputerului și el spune există sau nu există Dumnezeu? Și el răspunde, da, acum Dumnezeu există. Deci, vedeți, în momentul în care cunoașterea științifică va ajunge până acolo, nu va fi nicio diferență între religie, spiritualitate și știință. Vom ajunge la același, la adevăr. Dar revenind, când am spus că Universul este trial, materie, energie, informații, imaginați-vă, dau un exemplu cu boala, cu demența Alzheimer. Nimeni nu știe astăzi care este cauza acestei boli. Știm doar ce se întâmplă cu neuronii respectivi, adică descoperim ce produce de degradare ce apare în urma distrugerii neuronilor. De ce se distrug neuronii în creierul individului respectiv? O bună întrebare. Dar haideți să facem o analogie cu telefoanele mobile și aici este interesant că noi avem un grup de neuroștiințe, în fine, cu psihologi, fizicieni, ideea nu mi-aparține, ci aparține acestui grup, în care face parte doctorul Crumpei, profesorul Marcel Agop și mulți alții pe care poate nu-i cap să, nu-i timp să-i pomenesc aici. Dar făcând analogia asta cu telefonia mobilă, dacă ai un telefon, oricât de performant ar fi el și nu-ți plătește abonamentul, ce se întâmplă? Se sistează orice cineva informație. Cineva ți-l taie de la rețea. Mm-hmm. Dacă facem în această analogie și acești neuroni din boala Alzheimer sunt deconectați de la matricea universală, de la divinitate, e ce se întâmplă cu ei? Neavând suflul ăla divin, vor muri, nu? Dar dacă am ști codul informațional sau, în fine, codul divin și corect și l-am introduce și am reconectat la rețea. Pentru că în momentul în care îți plătești abonamentul la telefon, ce faci? Îți tastează acolo în cod și ești din nou conectat. Spre asta va trebui și probabil se va ajunge mai devreme sau mai târziu și la acest nivel de a face medicină. Deci medicina poate merge mână în mână cu religia. Din totdeauna a mers mână în mână cu neuroștiințele. Neuroștiințele sunt cu totul alt aspect și aici e un subiect de care sunt pasionat. Ce este neuroștiința până la urmă? Bun, mulți spun că știința sunt cunoașterii mecanismelor, cum funcționează creierul uman. Nu, știința de dincolo de știință. Da, dar nu-i suficient atât. Nu-i suficient atât să știi doar mecanismele astea, să ai o viziune îngustă asupra lucrurilor. Fac are și apel, știți, e frumos analogia asta, sofismele astea când te duci la o personalitate cunoscută pentru a întări ceva. Dar mergem la viziunea lui Marin Sorescu, da? Am mai povestit, cred că și la dumneavoastră, în emisiune. Când ești în vizuină, viziunea ta este de 90 de grade, că vezi doar în față. Când ești în buza vizuinei, o viziune de 180 de grade. Dacă n-ai ieșit din vizuină, ai 360 de grade viziune. De asta în grupul de neuroștiințe am încercat să în jurul nostru toate profesiile, sau mai bine zis, toate formele de manifestare în plan social a creierului uman. De la preoți, fizicieni, psihologi, matematicieni, biochimiști, biologi. De ce? Pentru că fiecare are o viziune asupra acelui fenomen, punându-le cap la cap, reușești să ai o viziune de 360 de grade și poate că, cine știe, ajungi la un adevăr care va fi benefic pentru întreaga umanitate și nu numai pentru ea. Dar pe de altă parte, omul nu se poate substitui divinității. Chiar dacă suntem parte din acea divinitate, da? Conform și spiritualității, conform și fizicii teoretice, până la multifractalitate, suntem partea unui întreg. Fiind partea acelui întreg, avem cuprinse în noi toată informația și rețele, așa spune, că ce este fractal, fiind o parte a unui întreg, are cuprinsă implicit în noțiunea de fractal, noțiunea de rețea și de informație. Nu poate exista fără. Da? Sau dacă vreți, nu știu, de spiritualitate și de energie, dacă vreți. Da. Voi merge pe o idee din Filocalie. Isaac Siru și chiar psalmistul David spune așa, că omul pleacă de la rațiunea simplă,
faptul că ești cuvântător, faptul că comunici, faptul că înțelegi, începi să-ți pregătești o, cum spunem noi, cultură generală. Și prima este din citit, din cunoaștere, din ceea ce ai abordat din manual. A doua, pe parcurs ce ai învățat manualul, cum spunea domnul profesor, și începi să pătrunzi și să simți mecanismele și să poți să treci dincolo de ele, treci în pricepere. Deci este om, este o pildă în cartea ieșirii, spune așa, că Moise întreabă pe Dumnezeu, de unde să facem noi aici am pustii mătase stacojii cu chipuri de sfinți și unde să prelucrăm noi metal, că nu avem unelte, nu avem nimic. Și ce îi răspunde Dumnezeu? Lasă Moise. Voi înțelepți și voi face pricepuți pe fiii tăi să le facă pe toate. Și în mijlocul pustiei, între pietre goale, au făcut țesături finii care azi nu înțelegi cum sunt făcute. Ca drept dovadă că e mâna Dumnezeu. Sau să iei sfeșnicul de aur care avea aproape 135 de kg făcut dintr-o singură bucată bătut la ciocan. Deci, făcute de meșteri înțelepțiți de Dumnezeu. După această pricepere vine descoperirea. Ce înseamnă descoperirea? Ați văzut când s-a inventat radio, poate toți am fost mirați. Când s-a inventat telefonul, toți am fost mirați. Când s-a inventat radiocasetofonul, toți am fost mirați. Când a ieșit telefonul mobil, am fost fascinați toți. Când a ieșit calculatorul, când înainte un calculator era cât un dulap. Acum ce e un calculator? Îl pui în buzunar, e o mini chestioară, într-o gentuță îl duci. Am rămas și mai fascinați. Iar acum când avem toate metodele astea soft, care le vedem pe toate undile și îmblăm și folosim toată tehnica asta, telefonul, eu de multe ori râd când mai stau de vorbă și zic, băi, mi-am luat un telefon scump și întreb, zic, mătură prin casă, faci cartofi prăjiți? A, nu, nu, din astea. E, înseamnă că nu e chiar total. În sensul că el are mii și mii de funcții care sunt apelate inteligibil prin sistem. Ei, dincolo de sistemul ăsta, asta e înțelepciunea divină conectată la înțelepciunea umană. Și aș putea o raporta filocalic într-un singur fel. Dacă Ava Antonie ieșea și privea cerul și spunea, plecați-vă că trece sufletul, aveam un la cer. Și ăștia spune, zice, ia să mergem în cetate, zice, a murit Ava Amona. Și când se ducă, ajung peste trei zile și întreabă, ce s-a sfârșit Ava Amona din viață? Da, acum trei zile au dus îngerii sufletul la cer. Și au dat seama că ce-a văzut Sfântul Antonie cu ochii minții deschiși, fiind conectat la descoperire, era real. Deci, și dincolo de descoperire, este revelația dumnezească. Vorbesc de revelația dumnezească pentru că ea, la rândul ei, face parte tot din științe. Geniile astea care le avem noi, de exemplu, care au descoperit racheta, satelitul, cosmosul, toate lucrurile astea care depășesc mintea umană, astea nu fac altceva decât să fie sclipiri de geniu și dacă pentru mine există o sclipire de geniu, este cea mai simplă sclipire de geniu, care mie mi se pare cea mai simplă din toate și nimeni, toată lumea o trece cu vederea. Cum poate un om, la ora actuală, să schimbe piese într-un om ca într-o mașină? Vedeți? Dar a rămas un singur lucru. Nimeni n-a putut secționa întregul divin, măduva umană, să pui un transplant de cap. Deci schimbi rinichiul, inima, degetul, mâna, piciorul, dar încă nu s-a ajuns la această performanță. Să iei un cap mediocru și să pui deasupra un cap deștept. Adică să poți să progresezi în mod științific. Nu, trebuie să progresezi în mod inteligibil cât îți îngădui Dumnezeu după logosul lucrurilor. Dacă nu vrei să te pregătești, nu vrei să citești, nu vrei să descoperi, nu vrei să te rogi, nu vrei să știi și nu cercetezi, de asta există știința cercetării, pentru că cercetarea naște aceste chestiuni, atunci n-ajungi să-L descoperi pe Dumnezeu, cum spune psalmistul, minunate ești Doamne, minunate sunt lucrurile tale și niciun cuvânt nu-i de ajuns spre lauda minunilor tale. Păi cum s-a inventat ochelarul, ca să vezi de la distanță de aproape, cum s-a inventat cristalul de retină să-l schimbi, cum s-a inventat să pui stimulatorul ăsta în creier ca să funcționeze o anumită chestie în corp, un anumit reflex, cum pui ăsta la inimă, un stimulator, să bată normal. Astea toate sunt ale științei. Ce o să Dumnezeu? Na, mă, omule, repară-te, dar gândește-te la mine că te-am putut ajuta să faci lucrul ăsta. Nu fi absurd sau nu fi rece, iar legat de ce ați spus adineaori. Și a completat frumos domnul profesor, vin cu un mini-adaus. Nu pot exista atei, pentru că dacă ar exista atei, ar trebui să nu vorbească și să nu fie raționale.
Deci în orice om nihilist care îl neagă pe Dumnezeu ca expresie, ca existență, ca lucrare în el, există sufletul viu și cuvântător. Al mintei el ar cotcodăci, ar behăi, ar chițcăi, ca orice altă făptură din univers care nu are grai. Nouă ni s-a dat graiul ca să ne deosebim de celelalte făpturi și omul să fie rege al făpturii. Deci, cum spune, toate să le stăpânești, la un moment dat la potop spune să-ți fie ție ca o iarbă, că noi avem azi lupta dintre vegani și nevegani, că de ce tai, că de ce mănânci, că de ce consumi. Și un fir de iarbă, dacă îl rupi și pielea îl doare, tone de celule vii mestecăm noi vegani în gură, și omorâm sisteme de fotosinteză ale celulelor care transformă și lucrează hrana fitofagă, cum îi spune, care se hrănește din lumină, chiar dacă nu bem sânge de cășmânt, și Dumnezeu spune în psalmi, au carne de țap voi bea sau sânge de taur voi bea și carne de țap voi mânca? Nu. Alimele sunt toate fiarele câmpului, păstările cerului, pește mare, frumusețea țarnii. Mi-a dum roada buzilor tale, că-i jertfă bine primită. Deci Dumnezeu a limitat genocidul asupra creației. Nu are nevoie să-i ucidem noi. Păi da, la câte păcate sunt azi, trebuia să avem numai zootehnie pe planetă, nu mai trebuia să avem alte preocupări umane. Pentru că nu ne ajungea animalele jertfite pentru păcatele care le fac oamenii. Dar a lăsat rugăciunea și a lăsat sistemul de îndreptare la nivel rațional. Cuvântul îmi pare rău, te conectează direct la divinitate. Iartă-mă, dezleagă-mă, curățește-mă, miluiește-mă, ajută-mă. Te conectează la tot cerul și aici se potrivește exact, este în îndreptarea legii o istorioară simplă, numai două cuvinte amintesc de ea, nu intrăm în amănunt. Copila care plângea în biserică și preotul o întreabă, ai vreo supărare? Nu, sunt necăjită că nu știu Tatăl nostru, ci că te învăț eu. Și preotul îi rostește formula Tatăl nostru, rugăciunea domnească. Și ea spune, nu, părinte, nu o spune așa că plâng. Păi da, al Tatăl nostru nu mai este. Ba da, este Tatăl meu care l-a învățat de la mama mea când mă ducea din mână la biserică. Și cum e Tatăl nostru ăla? Păi când spunea Tatăl nostru care ești în ceruri, se deschidea cupola bisericii, vedeam tronul lui Dumnezeu și milioane de îngeri cum zboară în jurul lui și cântă Sfânt, Sfânt Domnul, sau și preotul îi spune, oprește-te, eu n-am văzut așa ceva, mă depășește, roagă-te cum știi. Deci asta este descoperirea. Și aceasta trece și duce știința într-un pas și mai înalt. Dacă oamenii, și nu că dacă, deja am folosit o jignire, toți oamenii valoroși, toate somitățile și toate genii și toți oamenii din alte culturi și toți oamenii din demnitate științifică, toți au crezut în Dumnezeu la justa valoare, chiar dacă nu s-au lăudat. Și fac o afirmație pe care am mai spus-o altă dată, inclusiv Darwin, care a luat premiul Nobel pentru povestea lui cu evoluția, avea Biblia, el era evanghelist de profesie, de credință. La moartea lui avea Biblia supernă, el n-a fost un om ateu. El a fost întrebat pe patul de moarte de ce a acceptat premiul Nobel, dar nu eram naiv să pierd premiul Nobel pentru niște concepții greșite a unora. M-am dus în direcția lor și le-am studiat lucru care l-au dorit ei, dar eu, convingerea mea, este cea care este personală. De ce ajungem să facem păcate? Tocmai pentru că este foarte curios creierul și în permanență în căutare de a explora. Înainte să vă răspund la întrebare, am să vă spun și eu o mică anecdotă vis-a-vis de ultima, de ce a spus părintele cu Darwin. Vă rog. Se spune că la o întrunire de asta, de popularizare a științei, Einstein a fost întrebat de o doamnă foarte drăguță dacă este adevărat, domnule Einstein, că ne tragem din maimuțe. Și el a răspuns, da, doamne, este adevărat, dar că eu mă trag dintr-o maimuță, și a zis, da, este adevărat, vă trageți dintr-o maimuță, dar dumneavoastră vă trageți dintr-o maimuță fermecătoare. Acum. Acum. Să știți, noi nu facem nimic sau nu învățăm nimic din ceea ce nu știm. Școala, v-ați întrebat vreodată de ce există școala? O să vă răspund și la întrebare, dar vreau să fac o mică introducere. V-ați întrebat vreodată de ce e nevoie de școală? Pentru a cunoaște cât mai multe? Alergi orizontul. Da, pentru că a descoperi în ființa umană ceea ce el deja știe că are. Noi nu învățăm nici medicină, nu învățăm nici matematică, noi deja știm. Avem această informație, acest har divin în noi. Da, interesant. Chiar spunea cineva că îi se pare un lucru fascinant cum un copil de un an, doi ani reușește să cunoască exact atât de multe cuvinte. Da. Cum poate? Și să le țină minte. Pentru că le are deja. El nu face decât să le redescopere.
Acum, revenind la credința sau nu, la introducerea mea, o mare personalitate a fizicii, tot fac apel la fizica asta teoretică, multifractală sau cum, adică Richard Feynman, considerat compilul minune al fizicii teoretice, de altfel, în viața de zi cu zi, un om al plăcerilor, știi? Dar el spune așa, universul în sine e ca o bibliotecă. Nu trebuie să-ți lași decât mintea deschisă și să culegi fructele. Așa spune, imaginați-vă, culegi fiecare informație din copacul respectiv. Mendeleev, care are celebrul tabel al lui Mendeleev, a și declarat, el a visat acest tabel. Cine a transmis această informație? Divinitatea sau, în fine, dacă mergem pe partea, s-a conectat la această informație universală. Numai că și-a lăsat mintea deschisă. Păcătuim? De ce păcătuim? Da, e o întrebare la care, din punct de vedere, să spun așa, rațional, ca și medic, mi-e greu să răspund. Pornind dacă există, este foarte curios dacă, creierul, lucru pe care l-ați repetat de multe ori. Creierul, da, este curios, dar el nu păcătuiește că este curios. Nu creierul păcătuiește, în esență, ca tare. Dacă vorbim, e vorba doar de alegeri, atâta tot, până la urmă. Da? Inclusiv păcatul, ca și noțiune, dacă vezi creștină, este tot o opțiune. Ai de ales între a păcătui sau a nu păcătui. Nicodima Ghioritu are o explicație pentru păcat în 6 trepte. Da? Prima dată, pentru a putea face ceva, ca să poți să faci, trebuie să ieși în evidență, să te pregătești de a păcătui, ca să spunem așa. Și spune așa că este fapta bună cu mândrie, cu scop rău, nu cu scop bun, că fapta are trup și suflet. După aceea, căutarea prilejului de a păcătui, momeala păcatului, unde intră imaginația. Aici ne spune Filocalia că mintea e podul dracilor. Acolo intră draci și îți aduc de-a viziuni și de-a arătări și de-a scenarii. Vedeți, ca să înțeleagă cei ce ne ascultă ce vorbim. Vezi o femeie frumoasă pe stradă, ea trece cu poșeta liniștită, cu un copil din mână sau cu o floare în mână. Tu ai dezbrăcat-o, ai iubit-o, ți-ai închipuit toate tâmpenile care le-ai tu în minte. Deci aia e momeala păcatului. Și după aceea spune așa că este învoiala cu păcatul și căutarea prilejului de a păcătui. Astea toate se petrec în minte, acolo se clocesc, de aceea îi spune Isaac Siruș cu Ava Ioan și Varsa nu fi de la Filocalia 11, că mintea fără Dumnezeu este cuibul dracilor. Pentru că noi în rațiuni le putem duce spre cele dumnezeiești, și aici Nicodima Ghioritu, un război nevăzut, ne arată că sunt drepte, minte Dumnezeu, adică rugăciune directă, minte fapte Dumnezeu, adică faci lucruri bune, omul bun scoate cele bune din misterie inimii sale și omul rău pe cele rele. Dacă ești un om rău, nu poți face o faptă bună, că nu te lasă voința. Iar ăsta la altul, Ava Dorotei, spune că avem trei site. Mintea, care e prima, apoi inima, care simte că omul ce-i simțire, voință și rațiune, astea sunt puterile sufletului. Și ultima este limba, care te ajută să greșești sau să așezi momeala păcatului. Ce îi spui la o fată frumoasă când vrei să o tragi în curs? Iubita mea, draga mea, frumoasa mea, zâna mea. Ți-ai făcut nebunia? Și pe aia te faci că nu o cunoști, te-ai spălat pe mâini. De acolo e păcatul, nu mai vorbim de păcat. Noi am ajuns cum lucră păcatul sau cum intră în om. Intră prin gânduri, intră prin învoiala minții, prin simțirea inimii și apoi prin declanșarea căutării de a păcătui, adică clipa. Vă rog, domnule doctor, ne întoarcem la idee. Da, întorcându-ne la idee, științific vorbind, pentru un medic atare sau pentru un om de știință, noțiunea de păcat e greu să o cuantifici în chestiuni științifice. Ea are niște conotații din punct de vedere semantic la nivel spiritual. Da? Faptul că, nu știu, este considerat păcat că te-ai gândit, nu știu, urât, ai un gând urât sau cel puțin considerat urât datorită unor, nu știu, limite pe care le pune Domnul cineva. Domnul Hristos ne confirmă. Ne confirmă lucrul ăsta. Din punct de vedere științific, nu poți să spui că e păcat sau nu. Adică nu există limite. Nu există limite aici. Din punct de vedere științific. Acestea sunt limite care țin de spiritualitate. Cum se formează gândul respectiv din punct de vedere științific, da? Se formează la fel. Nu este nicio diferență al mecanismelor informaționale sau, în fine, umorale care formează acel gând. Cert este altceva.
Și aici, într-adevăr, e interesantă discuția. Dacă trăiești, nu știu, tu ca individ, ai întotdeauna stai într-o stare de supărare sau de gânduri urâte sau de nervozitate, într-adevăr, creierul este stors, ca o lămâie. Toate organele, dacă ar putea cineva să vadă pe interior, în momentul în care o stare de nervozitate, cum arată, cam așa se întâmplă, stoarse, schimonosite, da? Și nu duce la ceva bun, îi va face rău. De asta gândul bun, deci o stare de sănătate foarte bună. Știința budistă. Da, și va crea în univers pe măsura gândului bun și realitatea imediată va fi modificată. Vă dau exemplu, știți, vis-a-vis de cei care consumă droguri. Este consumul de drog un păcat? Dacă consume ocazional, nu mă întreb. Dacă m-ați întrebat pe mine ca doctor dacă fumez o țigară îmi face rău, eu vă spun, dacă fumez o singură țigară, nu o să-ți facă rău din punct de vedere al sănătății. Dar dacă excelezi în chestiunea asta, cu siguranță îți va modifica starea de sănătate. La fel și cu drogurile. Drogurile, indiferent de natura lor, că sunt de, nu știu, de mare risc, drogurile mari sau droguri de astea simple, asta și fac. Inițial dau starea respectivă de plăcere, induc creierului starea de plăcere. Inclusiv medicamente. Medicamentul ăsta. Dar ulterior, storcându-le, el va trebui să secrete din nou acei hormoni care să-i inducă starea de bună dispoziție și nu mai are de unde. Deci orice exces din punct de vedere științific, probabil că ajunge la această spirituală de păcat. Pe de altă parte, dacă trecem în partea de spiritualitate, până la urmă, ce este omul pe pământul ăsta, ființa umană, da? Eu cred că facem o școală aici, da? Prin care ne curățăm de păcatele cu care venim pe lumea asta, așa, da? Și pe care, vrând nevrând, de-a lungul vieții, le facem și noi. Da? Dar dacă reușim să ajungem la starea de iubire absolută, cum spunea Eminescu în Luceafărul, trăind în cercul vostru strâmb, nemuritor, norocul vă petrece, ci eu în lumea mea mă simt nemuritor și rece. Dacă ajungi la acea stare de iubire absolută, să iubești pe toți la fel, indiferent cum sunt, cum face Dumnezeu, nu? Dumnezeu ne iubește pe toți la fel și pe aia care păcătuiesc. Obligatoriu. Și pe cei care nu, și pe sfinți, și pe toți ne iubește la fel. Plouă peste drept. Ei, dacă reușim, de-a lungul vieții noastre, prin această, să ne mântuim de toate lucrurile astea, ajungem exact la ce spunea Mihai Ionescu, la starea acelui. Dar ești rece. Aproape că nu mai ai sentimente. Pe noi sentimentele, cred eu, bine, asta ne face umani, ne fac să și păcătuim. Din punct de vedere spiritual. Da, da, da. Sfântul Apostol Pavel are o măsură, spune așa, toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi folosesc. Uh-huh. Asta este măsura dintre bine și rău. Iar Sfântul Vasilii cel Mare spune așa, lucru bun este încununat de măsură. De aceea și în arta spirituală, dacă un om vine să împărtășească când îl primești la scaunul dispovedanii, nu îl întrebi, spune-mi de câte ori ai păcătuit, că nu o să-ți scrie nimeni lucrul ăsta, că nu are de unde să știe, nici nu ține minte. Dar îl întrebi, de când te-ai oprit și n-ai mai greșit? Pentru că atunci vezi că el s-a reconectat la direcția care trebuie. Și spune, de un an, de doi, de trei, de o lună, de zece, și tu știi că ai de-a face cu un om în echilibru, deci nu mai e motiv să-l oprești din părtășanie. Și a regăsit calea. Și apa, când plouă mult, nu iese din matcă și se duce pe ogoare. Dar când se așează lucrurile și stă ploaie, unde se duce pe albi, unii locul ei. Exact așa e și omul, numai că avem la Domnul Iisus Hristos o chestiune foarte interesantă și spune așa, eu n-am venit să pierd lumea sau să o judec, ci să o mântuiesc, dar am această dorință ca cel păcătos să se întoarcă și să fie viu. Adică e o obligație pe care noi avem în conștiința noastră față de ceea ce avem noi, sufletul de la Dumnezeu și inclusiv trupul, pentru că și pentru trup Mântuitorul dă o pedeapsă, dar o dă foarte fină. Dumnezeu era un lord, niciodată nu vorbea să jicnească, chiar dacă le-a mai zis fariți, să-i fățarnici, a vorbit la modul general, fără nume. Spune așa,
Nu știți voi că trupul vostru e templu Duhului Sfânt? Cine îl va batjocori pe acest trup și eu îl voi batjocori pe el. Deci iată ce frumos, nu fi rău că te voi pedepsi. Cu câtă eleganță vine și ne prezintă poziția de lumină sau direcția în care noi trebuie să fim tot timpul ca o mașină fără far poate da în gropi și un drum nesemnalizat te poate băga într-o baltă, într-o râpă, într-un șanț, oriunde. Ei, dacă ești fiul al luminii, merge în lumină, că știi unde merge. Adică ai regula noțiunii normalității. Sfântul Antonie nu știa carte și veneau la el filozofii. Și odată un filozof, ca să râdă de el, că n-avea cu ce șeta la... mă rog, vorbile înalte pe care le spune, ce aș putea să ne spuneți ce ați studiat, Părinte Antonie, cerul și pământul sunt cărțile mele, privește cerul și vei vedea pe Dumnezeu, privește facerea mâinilor lui și vei înțelege tăria. Există și o responsabilitate divină de a avea grijă de trupul nostru și de starea perfectă de sănătate pe care ne-a dat-o Dumnezeu? Cred că da. Adică nu cred, sigur așa este, pentru că din moment ce ai venit pe această lume însuflețit, dacă vreți, de Duhul ăsta, de Duhul Divin, nu ți este permis să-ți bagi joc de această viață. Este una și din credințele mele ca om și ca medic, în primul rând. Respectul față de viață, indiferent de forma ei de manifestare. Cu atât mai mult când vorbim de ființa umană. De a trăi în echilibru cu tine însuți, cu lumea din jur, cu semenii tăi, cu divinitatea însăși, este deja mai mult decât o obligație pe care o are fiecare om pe acest pământ. Să știți că eu mi-am pus întrebarea de multe ori, ce face inima să bată de atâtea milioane de ori de-a cursul vieții unui om? Ceea ce mâncăm? Credeți dumneavoastră că ce luăm din niște alimente, glucoză sau în fine niște nutrienți, face acea inimă să bată de atâtea ori? Exact. E ceva mai mult. Ori dacă acel ceva mai mult ne-a fost dăruit, cine suntem noi să batjocorim sau să ne batem joc, dacă vreți, de acest har? Că vorbim de corp, că vorbim inclusiv de sufletul nostru. Dar suntem însuflețiți, dacă vreți, ca și materie de cu suflet. Suntem hărăziți cu acest suflet și avem obligația de a-l înnobila. Un mare filozof, Mihai Semmer, și-a pus o întrebare simplă, zice, ce face o celulă vie în condiții prielnice? Și răspunsul a fost simplu. Alege să se mulțească. De ce? Pentru că trebuie să transmită informația pe care o deține mai departe. Ce face o celulă vie în condiții neprielnice? Alege nemurirea. Pentru că materia e adevărat, moare, dar rămâne informația. Informația nu se pierde niciodată. Acel suflet, duh divin, nu se va pierde niciodată. Ori dacă noi, ca celule vii, am fost înnobilați cu această misiune, ca doriți, care e obligația noastră? Să transmitem informația care ne-a fost dată mai departe. Mai mult decât atât, să o nobilăm, să devenim mai buni în fiecare zi. Ei, cum putem face? Ce aduce creștinismul în toată istoria noastră a omenirii? Aduce o noțiune foarte importantă, anume aceea de iubire. Cum putem deveni mai buni în fiecare zi? Din punct de vedere spiritual, cât și al antrenamentului creierului, să-i spun astfel. Păi prin faptele pe care le faci, după proverbul popular, nu? Să faci o casă, o fântână, un copac, un copil. Apoi sunt ctitoriile astea inteligibile. Să scrii o carte, un maestru să-și lase un ucenic. Vedeți că noi acum folosim termenul foarte des de maestru. Ești maestru. Dar cine sunt discipulii?
De ce îți arogi titlul de maestru dacă n-ai împărțit taina cuiva să o ducă mai departe? Deci ai pierdut. Este titlul fals. Pe când împăratul își lasă ce un prinț moștenitor. Fiecare maestru trebuie să-și lase un învățăcel moștenitor. Pentru ca să ducă taina aceea mai sus decât atât. Și aici, în învățătura confucianistă, spune așa, că adevăratul dascăl nu este cel care a atins toate culmile științei. El poate să fie desăvârșit. Dar dacă n-a transmis desăvârșit ucenicului ceea ce a trăit el ca ucenicul, să preia perfect simțirea și trăirea lui, să o ducă mai departe și să o expună ca fiind vie, lucrul se închide, adică n-ai ales bine ucenicul și atunci învățătura devine moarte. Noi ascultăm la teatru, da, mergem duminica și ascultăm Hamlet, Shakespeare, cutare. Și ce spui? Ce prost au jucat actorii. Nu te-a impresionat modul în care au pus în scenă viața acelui subiect. În schimb, când a fost o piesă frumoasă, ce spui? Domnule, ceva n-am mai văzut, arte. Așa e și în medicină. Stai lângă un profesor de asta mare care stă acolo și taie șchibuță, bușărești în om, cum spunea Leon Dănăilă, neurolog sau ce este dumneavoastră. Neurochirurg. Așa. Și a spus așa. În fiecare celulă pe care am atins-o cu bisturiu, la care m-am uitat sau am studiat atunci când am făcut lucrările lui, mii de operații, cu ce s-a ocupat el, întotdeauna am știut că Dumnezeu e de față și se uită la degetele mele să nu greșesc. Odată. Iar la Sfânta Scriptură spune Mântuitorul Iisus Hristos, dacă nu veți fi desăvârșiți, nu puteți fi ucenicii mei. Eu vreau să fie toți una, eu vreau să fie toți sfinți, eu vreau să fie toți la fel și eu vreau să fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru, cel din cer desăvârșit este. Pentru că eu nu vreau să pierd pe niciunul din câți mi-a dat Tatăl. Eu vreau pe toți să-i trag la mine, adică să-i ducă la lumina veșnică. Dar aici depinde acum și de om. Era o istorioară super simplă a unui om foarte mare, un banchier, un magnat plin de bani, ajunge în fața spitalului, este luat în fugă cu salvarea și ce fac doctorii? Prim ajutor, urgență, aer, pompare, suflet, resuscitare și îl readuc în starea de normalitate. Stă vreo săptămână în spital și îi aduc o factură acolo, îi spune, uite, v-a costat medicația și tot tratamentul atâta. Și el începe să plângă și doctorul care știa ce personalitate este, domnule, dumneavoastră vă puneți într-o mie de dolari? Nu, domnule, nu plâng de asta, am motivele mele. Și atunci doctorul spune, dacă vi se pare mult, preiau eu jumate din preț. Nu, nici asta nu mă interesează. Atunci de ce plângeți? Și infermiera, care era o femeie bună, zice, hai spuneți-mi mie, poate pot eu să vă ajut, eu sunt un om simplu, dar poate durerea dumneavoastră, zice, eu am mai trecut prin ea, că sunt mai de jos, poate dumneavoastră treceți prima dată. Nici tu nu poți trece prin durerea mea. Și zice, da, de ce? E o durere prea boierească, adică vă doare altfel decât pe unul necăjit? Nu. De data asta mă doare sufletul. Și întreabă, cum adică? Păi dacă voi pentru o săptămână, ca să-mi revin în spital, să am aer curat, să respir normal și să-mi bată inima normal, mi-ați luat 1.000 de dolari, cât trebuie să-i dau eu Dumnezeu pentru cei 70 ceva de ani de viață când nu mi-a luat nimic? Da, Dumnezeu nu vrea să ne piardă pe niciunul, cum niciun medic nu vrea să-și piardă niciun pacient, desigur. Sunteți un om credincios, îmi dau seama, domnule doctor. Da, cred în Dumnezeu. Recunosc că nu sunt prea des dus la biserică, nu că nu neapărat nu mi-aș dori. În fine. Omului poate fi o biserică, orice om. Aici nu vreau să intru în două discuții. Eu sunt catolic de altfel, dar pentru mine catolicismul ortodox creștin n-are importanță. Știți, dacă... Tot am spus zilele astea că am avut Congresul Național de Neuroștiințe și am apelat, când am început Congresul, am apelat la niște proverbe evreiești. Evreii au un proverb care e foarte frumos. Spune cam așa, zice, dacă faptele tale sunt mai mari decât cunoștințele tale, atunci cunoștințele tale sunt utile. Exact. Dacă cunoștințele tale sunt mai mari decât faptele tale, atunci cunoștințele tale sunt inutile. Da, cum spune Filocalia, pomul și frunzele n-aduci roade, e steril, sterb, se taie și se aruncă în foc. Cred cu tărie că a transmite informația sau cunoștințele pe care le ai, că ești medic, că ești profesor, că ești preot, că nu știu, ești ziarist,
celor mai nepricepuți, ucenicilor care vin după tine, este o obligație. Dar nu o obligație legală. Trebuie să fie o bucurie. O bucurie, o vocație, că dacă doriți. Aluminter n-ajută la nimic. Da. Tot ce ai învățat. Informația aia nu-și atinge țelul. Care e rolul în ultimă instanță a tot ce acumulezi tu ca suflet, tu ca ființă umană? Exact asta. Ca să reușești să transmiți informația ta celorlalți din jurul tău. Ăsta este rolul oricărei ființe vii, oricărei celule vii în acest univers. Aluminter degeaba. Aluminter se întâmplă același lucru. Adică nemurire, alegi să mori. Da? Să știți că creierul uman, și revenind iarăși la creier, are un rol foarte simplu, să știți, de îndeplinit. Acela de a menține individul respectiv, din specia respectivă, în viață. Cu toate mijloacele pe care dispune și sunt infinite. Sau, să-l omoare între ghilimele, atunci când consideră că nu mai are nevoie de el. Adică, cum spunea Părinte, Dumnezeu ți-am dat tot ce vrei. Dar dacă tu îți bagi joc de cel trup, ți-l iau înapoi. Asta face acest creier. Și este fascinant din punctul ăsta de vedere și la nivelul pacienților care se adresează medicului, vă spun din proprie experiență. Spre exemplu, acum vreo 10 ani, cred, am introdus în România o tehnică nouă, inovativă și acum și atunci, la nivel mondial, eu am introdus-o în România, nu că am inventat-o eu. Se numește rezecția glioamelor de grad înalt cu acidul 5-aminolevulin, gliolan. E o substanță, practic un praf, care e dizolvat într-un pahar cu apă, pacientul o înghite, pacientul cu mora respectivă la creier, și ea se fixează strict pe celulele tumorale și o vezi sub microscop, sub o lumină albastră, într-un albastru violet și reușești să faci o rezecție maximală a acelei tumori. Am avut multe piedici atunci, inclusiv din partea medicilor, să spun așa, pentru că cheltuie atâția bani, că e 1000 de euro un flacon de genul, ca să prelungești, pacienții ăștia oricum mor, n-are rost. Adică e cheltuială prea mare pentru chestiunea asta. Dar cum eu, principiul meu este că viața merită respectivă chiar și pentru o secundă, am insistat în direcția asta. Și inițial le povesteam pacienților care atrugeau la mine și le spuneam, știți, substanța asta vă prelungește viața. Și bineînțeles, întrebarea era firească, cât mai am de trăit. Și le spuneam statistic, știți, un an și două luni, trei ani, în funcție de... Da. După care mi-am dat seama că greșesc. De ce? Pentru că eu le induceam, fără să vreau, o anumită limitare. Da. Și după o perioadă de timp și acum, când sunt întrebat, le spun cât o să consideri dumneata că vrei să trăiești. Și am avut pacienți care au supraviețuit, deși este o boală incurabilă, și 7-8 ani după asemenea tumor. Deci vedeți ce înseamnă, până la urmă, puterea gândului. Gândul pozitiv. Pozitiv și ceea ce transmis celor din jurul tău. Dar credința în Dumnezeu ce înseamnă? Și ce efect are rugăciunea asupra creierului? Același lucru. Se spune că, citeam undeva, că Tatăl nostru, rugăciunea Tatăl nostru, este cea mai puternică rugăciune în șiruire. Ați vedeți, dacă când spui Tatăl nostru, are anumită cadență în toate limbile pământului, să știți că numai limba română. Iar modul în care această cadență o are la nivelul creierului face ca puterea ei de vindecare să fie maximală. Se pare că duce creierul într-o stare, dacă vreți, o anumită, știți, din punct de vedere, să spun științific, s-au depistat undele cerebrale, că s-a alfabetat, da? Le duce în creierul în starea de ul de teta, care se spune că sunt unde vindecătoare. Da? De-aia spus în fiecare zi, repetată,
poate să ducă, dacă crezi cu adevărat, către vindecare. De ce? Pentru că ceea ce a creat boala, tot cine a creat, dacă persoana respectivă a creat boala, tot ea are puterea s-o remite. S-o remite, s-o vindece. Păi Iisus ce întreabă de câte ori îi vindecă? Crede și tu te... crezi că eu pot face aceasta? Și ce spun orbii? Da, credem. Să fie vouă după credința voastră. Până, și povestirea din Biblie atunci, crede și te vei vindeca, nu este credința în Iisus Hristos, ci credința omului respectiv că se poate... Că minunea se poate petrece. Se poate petrece, înțelegeți? Nu credința în sine te vindecă. Credința în ceva, într-o divinitate, ci credința ta, ca ființă umană, că ai această capacitate dată de cine? De divinitate, că tu poți să faci lucruri. Păi ce spune sutașul roman? Dacă tu zici cu cuvântul, sluga mea se vindică și eu știu asta, că și eu poruncesc și oamenii execută ce spun eu. Și el era păgân, avea zeul soarelui ca închinare, zeul Mitra. Sunt convinsă că ați văzut situații concrete în care oamenii crezând cu ardoare s-au și vindecat. Păi v-am povestit și sunt e mult de povestit în privința asta. Pentru că noi ca și vraci, până la urmă medicul este un vraci, da? Că noi folosim acum ca medici toate cunoștințele științei moderne, folosim tehnologie, roboți, dar tot niște vraci suntem. Ioan Gură de Aur spune că medicul este cleștele lui Dumnezeu. Așa-i de denumirea. Unde vrea mântuiește și unde vrea vindecă. Adică unii exact, nu. Da. Ei spun malpraxis. Nu-i malpraxis. Medicul poate să dea la doi pacienți același tratament, aceeași îngrijire și unul să fie așa și unul așa. Revenim și la chestiunea asta. Nu medicul vindecă, că aici vreau să ajung. Nu, noi vindecăm. Noi doar putem ajuta. Suntem acolo, într-un moment critic al acelei persoane, când datorită harului care ne-a fost, cu care am fost hărăziți, putem să ajutăm omul respectiv. Dar în procesul de vindecare și sunt analize făcute, medicul, sau în fine, operația în sine, că era un studiu făcut pe intervenții chirurgicale, chirurgia în sine ajută doar în 20% din caz. 20% ajută la vindecare, restul aparține pacientului respectiv. Datorită multor factori care pot interveni în procesul de vindecare. Că sunt tare asociate, că este o persoană mai negativistă sau în fine, gândește altfel, dar nu actul medical în sine. Actul medical în sine poate să simplifice, dacă doriți, sau să ajute în acest proces de vindecare al pacientului și medicina moderna a reușit cumva să uniformizeze, dacă doriți, acel act medical, astfel încât într-un procent cât mai mare de situații a unor pacienți similari, procentul de vindecare să fie mult mai mare sau să fie similar. Da? Ceea ce nu se întâmplă, de exemplu, în medicina homeopată sau în medicina, nu știu, tradițională. Pentru că acolo nu s-a reușit nivelul ăsta de uniformizare, dacă de etalon al actului medical. Asta a reușit să facă medicina alopată, acumulând cunoștințe din toate domeniile. Dar să știți, de exemplu, la Spitalul de Neurochirurgie avem o mică capelă acolo cu un preot foarte dedicat și inclusiv și catolic sau în fine, oricine are nevoie intervine. Și de multe ori citește, împărtășește, ajută. Dar am avut situații în care prin rugăciune și prin rugăciune s-au întâmplat diverse miracole la nivelul, deși noi ca medici nu dădeam foarte mari speranțe, dar am avut deschiderea necesară să nu ne opunem asemenea lucruri. Vorbeam despre atei și am înțeles că nu există atei, ci doar cei care trăiesc într-o iluzie. Nihiliști, așa zic. Da. Bun, acele persoane spun despre cei credincioși că sunt spălați pe creier. Cum vine aceasta? Păi da, când ai un creier curat, le vezi pe toate curate. E de bine, nu? Deci când cineva spune că e spălat pe creier, e bine. Când mintea ta este murdară, toate lucrurile le vezi murdare. Iar Solomon în Înțelepciuni spune așa: în mintea celui nebun și celui drept se înstrâmbă. Să certe cu Solomon, nu cu mine. Da, acum știți, e greu să... Eu nu mai pierdem mult timpul să conving pe cineva că există sau exact. Nu există Dumnezeu. E exact la fel ca tot așa o povestioare frumoasă cu măgarul și cu tigrul care se întâlnesc în pădure și măgarul, știi, măgarul, ai văzut că iarba e albastră
Și se spune, cum să fie albastră, mă, cum să fie albastră, tu vezi cât a zis și se ceartă, se ceartă și măcar zice, mergem la șef, la leu, să tranșez problema, să duc la leu și îmi spune, leu. Șef, uite ce spune tigru, că iarba e verde, nu e așa că e albastră? Și leu se uită la măgar, se uită la tigru și zice, da bă, măgarule, ai dreptate, iarba e albastră, ia tu tigrule 5 ani de zile la tăcere, nu mai ragi, nu stai locul. După 5 ani vine tigrul la leu și spune șeful, zice, acum am înțeles, mi-am ispășit pedeapsa, dar explică-mi și mie de ce e de dreptate măgarul, știm amândoi că iarba e verde. Și la care leu îi spune, zice, da mă, tigrule, ai dreptate, iarba e verde, te-am pedepsit la 5 ani de tăcere pentru că ai pierdut timp și energie să convingi măgarul de un lucru evident. Da, superb, ce rostare, ce rostare. Da, exact. Ce rostare. Sau era un maestru în arte marțiale, un din ăsta, un, cum se spun la ei, samurai, care era renumit în toată împărăția și toți care veneau se închinau la el ca la o icoană. Și a venit un băiețaș de ăsta mai sturlubatic, a scos sabia, l-a scuipat, l-a jicnit și a spus, treci să ne duelăm, că altfel îți stai capul. Ăla nu l-a băgat în seamă ăsta, iar l-a îmbrâncit, l-a jicnit, ăsta nu a reacționat. A treia oară a pus sabia la gâtul lui și atunci ăla dintr-o mișcare l-a aruncat undeva cât colo i-a luat sabia. Și i-a spus, bă băiatule, sabia este un obiect de demnitate. Ea ți este dată să te apere, nu să iei vieți. Tu nu ești bun de samurai, pleacă de aici, că nu-ți voi spune nicio taină niciodată. Știința nu-i dată să te bați cu ea, credința nu-i dată să te bați cu ea. Când o înțelegi, o iei tu singur în mână și o folosești. Altfel, zero. Da, îți îndeplinești misiunea divină. Eu cred că fiecare dintre noi are o misiune divină. Dacă nimerește pe acea misiune, bine, și își va atinge țelul, dacă nu, va merge din păcat în păcat. Tot proverbul românesc spune, vorba sună, fapta tună, sau taci tu și vorbesc faptele tale. Da. Zgomotul nu face bine, dar binele nu face zgomot. Da, așa. Vedeți, toate aceste pile, dacă doriți, vin dintr-o înțelepciune de multe ori neacademică, așa, dar care spun niște adevăruri. Și întotdeauna e bine să asculți mai mult decât să vorbești, adică. Așa, și să... Știți, și Indira Gandhi a fost întrebat la un moment dat, zice, cum reușiți să faceți atât de multe lucruri în atât de puțin timp? Și el a spus, ceea ce vorbesc, ceea ce gândesc, vorbesc și fac. În momentul în care există, nu există nicio pauză, niciun timp mort între a ceea ce gândești, vorbești și faci, se modifică imediat. Ruptura spontană de simetrie se produce imediat. Da? Și atunci lucrurile se și întâmplă. Pentru că noi avem ca ființe această putere de a transforma realitatea. Da. Inclusiv de a ne vindeca. Uh-huh. Nu este simplu. Asta înseamnă ce? Asta înseamnă autocunoaștere. Asta înseamnă că e bine să citim în fiecare zi. Recomand asta ca hrană pentru creier. Creierul îi place, e nebunit să facă lucrul ăsta. Orice. Rugăciuni. Orice. Nu, orice. Tot știință, cultură. Tot ce înseamnă, tot ce doriți. Nu contează. Pentru că el, v-am spus, fiind atât de curios, acumulează informații, pentru că el pentru asta ne-a fost dat. Citirea e sportul minții. Da? O alimentație sănătoasă sau cât mai puțină. Dacă să știți, am întâlnit, fac o paranteză, am avut în consultație o doamnă mai în vârstă, că așa, cu o nepoată. Dar vreau să vă spun că ea a venit pentru nepoate la consultație, nu pentru ea. Arăta mult mai bine din punct de vedere fizic, dacă duci, decât nepoate. Și am întrebat-o la final. Mi-a zis, cum faci să fiți așa de... Și eu zice, în primul rând, nu mă ridic la masă niciodată sătul. Și în fiecare dimineață îmi spun în fața oglinzii, sunt cel mai frumos și sănătos om din acest univers. Da. Practic, ceea ce rostești. Deci o alimentație sănătoasă și fără excese, din excese în general, numai în alimentație, și mișcare. Creierul îi place să alerge. Îi place mișcare. Da, lipsa de excese te ține departe și de medic și te... Și de păcate, deci apropie de Dumnezeu. De fapt, medicul ce te învață? Exact ce îți spune biserica. Nu mânca cu măsură, nu bea peste măsură, nu fuma peste măsură, nu face excese peste măsură.
de fapt, preia o parte din sarcina preotului la modul lejer și gratis. Am ajuns la final. Nu, dar este adevărat. Da, este adevărat. Este așa, este fiecare... Dacă mai faci așa, mori. Dacă mai faci așa, mori. Și ala da. De frica morții face, dacă îi spune biserica postești. Da, de asta revenim la ideea inițială între știință și spiritualitate și biserică. Nu există ceva care să le despartă. Mm-hmm. Până la urmă, și știința spre asta tinde, spre a descoperi un adevăr absolut pe care spiritualitatea îl știe deja. Da, foarte frumos. E bună această concluzie, să spun, sau rezumat al emisiunii. Numai că mintea umană are nevoie de certitudini. Asta este tristețea minții. Am depășit limitarea asta. Uh-huh. Dacă n-are, nu-i palpabil. Nu, Ioan Iacob, nu cred, da. Ioan Iacob spune ceva frumos în secolul 20, într-o poezioară de-a lui. Mintea ta este făclie fără un de lemn, de la Domnul să cer milă până când mai ai feștilă. Adică cât arde. De cât arde așa. Dacă ai pierdut și ultima licărire de lumină, te poți pierde tot, dar îți poți reveni. Adică a cădea iomenește, asta în păcat îi drăcește, a te ridica îi îngerește. Vă mulțumim foarte mult pentru acest dialog, pentru faptul că ne-ați acceptat invitația și am reușit să vă avem pe amândoi aici în studioul nostru. Sunt convinsă că a fost mai mult de cât interesantă această emisiune și pentru cei care ne-au urmărit. Super, mai ales că domnul doctor e și un om pregătit. Am văzut ce ați vorbit. Sunteți erudit, ăsta e cuvântul. Nu, e cam mult spus, părinte, nu? Sunt... Îl cunosc și pe domnul Marcel Agop, prieten muncălearu și un om deștept. Și îl știu și pe domnul Crumpei, psihologul, care a făcut și teologie. Tot un om best, cum se spune. Da, ne străduim ca cât de cât așezați. Vă știți cu domnul profesor Mihalache, cu matematicianul care e teolog la noi, profesor nu, la nu teologie știu, și el știu, da. Tot pe domeniile astea cu neuroștiința, cu... Mm. S-ar putea să-l știți și el face emisiuni din astea foarte frumoase. Pe nu tema. Cred că am avut plăcere, dar probabil că... Dacă o să-l cunoașteți, o să aflați multe lucruri frumoase. Dumnezeu ne va... Mai este domnul ăsta de la facultatea Gavriluț, iarăși un om din nota 10. Timpul a fost mult prea scurt, cu siguranță. Mai sunt multe curiozități și lucruri de discutat. Cine știe, poate în viitorul apropiat vom fi din nou în aceeași formulă aici. A fost alături de noi la acest moment Părintele Calistrat Chifan de la Mănăstirea Vlădiceni din Iași, cam fiecare joi, după cum bine știți, și domnul doctor Lucian Eva, managerul Spitalului de Neurochirurgie din Iași. Nu uitați să dați un like și un share emisiunii, pentru că merită să ajungă cât mai departe la cât mai multă lume această discuție de astăzi. Să rămâneți în continuare alături de echipa noastră. Urmează o nouă ediție începând cu ora 15, moderată de colegul meu Valentin Cuțanu, iar noi ne vom revedea mâine de la 11:30. O zi frumoasă!